Și acum, Carmen Dan, ministru de interne. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență. Bună dimineața. Cum s-a realizat această capturare a lui Sebastian Ghiță? Ce date ne puteți oferi? Pot să vă spun că în cursul nopții a fost legitimat de către poliția sârbă. Era însoțit de fratele lui. Fratele a prezentat documente de identitate reale. El a prezentat pentru legitimare documente false de Slovenia. Și mai departe, ce s-a întâmplat? A opus rezistență în momentul reținerii? Știți ceva despre circumstanțe? Nu, a fost dus la sediul poliției Belgrad, unde autoritățile sârbe desfășoară activitățile specifice. Ați avut și informații că s-ar afla în Belgrad sau pur și simplu a fost noroc? Autoritățile sârbe au efectuat toate activitățile în baza informațiilor furnizate de poliția română. Mai concret, asta înseamnă? Asta înseamnă că poliția română și-a făcut datoria. Au mers direct la ținta autoritățile sârbe sau l-au descoperit întâmplător pe Sebastian Ghiță? Autoritățile sârbe au avut toate informațiile în așa fel încât să îl poată reține. Spuneți-mi ce se întâmplă de aici înainte, cât pot să dureze procedurile de extrădare și care sunt acordurile pe care le are România cu Serbia. În acest moment, statul sârb, prin poliția sârbă, derulează acțiuni specifice în sensul că vor întocmi un dosar penal pentru că a prezentat documente false. După finalizarea acestor proceduri, urmează procedura de extrădare care se derulează prin Ministerul Justiției. În timp, asta cât poate însemna? N-aș putea să vă dau eu un timp, depinde foarte mult și de ce se întâmplă în Serbia. Până atunci, există posibilitatea înființării unei comisii rogatorii care să meargă acolo, în Belgrad, și să-l audieze, să aflați date noi de la Sebastian Ghiță, să se obțină pe toate căile pe care le are la dispoziție. În momentul în care va fi finalizată procedura de extrădare, poliția română se va deplasa în Serbia și se va ocupa de activitățile specifice de însoțire, de aducere în România. Deci până la momentul respectiv nu se ia în calcul o comisie care să îi pună întrebări la fața locului. În acest moment el este sub autoritatea poliției sârbe. Cum s-au desfășurat mai exact schimburile de informații cu autoritățile din Serbia și înțeleg și din alte 9 state pe lângă Serbia și în mod evident, s-au desfășurat bine de vreme ce s-a finalizat în sensul acesta. Da, evident, dar telespectatorii vor să afle mai multe pentru că a fost un subiect care i-a ținut foarte atent și n-au înțeles cum a putut un urmărit penal să scape. Nu este încă finalizat, comunicarea se face prin parchet. Până atunci, atribuțiile de localizare și urmărire țineau de IGPR și țineau de Ministerul de Interne. Și eu constat că poliția română și-a făcut datoria, motiv pentru care îi felicit. La 4 luni distanță e un rezultat pozitiv pentru poliția română, doamna Carmen Dan? Depinde foarte mult și aici, iarăși, este o informație specifică procedurilor derulate în dosarul penal. De toate verificările și toate informațiile pe care le-au deținut polițiștii români pentru a ajunge în acest moment. 4 luni e un rezultat bun pentru tehnica pe care are la dispoziție România, pentru mobilizarea pe care știm că o generaseră-ți pentru Sebastian Ghiță, având în vedere și faptul că acesta era urmărit. Și cu alte ocazii, poliția română a alocat resurse umane și logistice serioase pentru a-și face treaba. Au fost polițiști români la Belgrad în tot acest timp? Probabil că în derularea activităților specifice, poliția română a efectuat genul acesta de activități. Nu sunteți informată direct dacă există o comisie a poliției care se deplaseze la Belgrad? Este un dosar penal pentru cel mai urmărit român? În curs și ministrul are acces la informațiile care pot fi comunicate. Există un dosar penal și referitor la fugă? Există un dosar penal. Eu mă refer aici strict la fugă, la dispariția lui Sebastian Ghiță. Asta este o informație pe care vă poate furniza parchetul. Mulțumesc foarte mult, Carmen Dan, ministru de interne, pentru